Am primit recent un mesaj la un clip publicat acum ceva timp și intrând pe acel clip am constatat, m-am uitat prin comentarii și am văzut foarte multe comentarii hazli, ceea ce arată că lumea are imaginație, are umor. Era un clip scurt despre posibilitatea, despre o manevră pentru a-ți desfunda nasul. Și comentariile sunt de genul: mie mi s-a desfundat și chiuveta, mi s-a desfundat și o ureche, mi s-a desfundat admisia la mașină, e greu, tot ceva la mașină. Altul zice: nu mi s-a desfundat nasul, dar acum concediu medical că nu mai pot să folosesc mâna. Și o să vă arăt imediat manevra să vedeți despre ce este vorba. Deci comentarii foarte hazli, foarte multe, oamenii au umor. Iată despre ce este vorba. Deci dacă ai nasul fundat, poți să încerci această manevră care nu te costă nimic, durează 2-3 minute, nu rici nimic, nu ți se distruge, nu ți luxezi mâna. Dar, e adevărat, nu are nici efectele pe care aceștia le spun, că ți-a desfundat chiuveta, ți-a desfundat admisia la mașină. Deci are și manevra asta limitele ei. Iată despre ce este vorba. Deci dacă ai nasul fundat, ții mâna dreaptă sau stângă, nu are nicio importanță. Aici măsori 3 degete, deci de la articulația pumnului în jos 3 degete. Unde e al treilea deget? Simți cele două tendoane și ții degetul acolo apăsat, degetul arătător sau degetul mare, n-are nicio importanță, și ții mâna 10 secunde în această poziție, în extensie. Da? 10 secunde. După cele 10 secunde, o îndrepți și ții 5 secunde. Degetul apăsat în continuare. Și repeți această manevră, 10 secunde așa, 5 secunde așa, 2-3 minute. Și în foarte multe situații, pentru că am primit și mesaje în acest sens, în foarte multe situații, nasul chiar se desfundă, măcar parțial. Eu zic că merită să o încerci, nu riști nimic, unii zic, lasă că mai bine dau cu o lintă. E adevărat, dai cu o lintă, dar dacă faci abuz de aceste decongestionante nazale, cum se numește, abuz înseamnă că folosești 3-4 zile la rând, riști să rămâi dependent de ele. Încearcă manevra și corpul tău îți va mulțumi. Numai bine, sănătate, la revedere, gânduri bune!